Salutări la toată lumea, mă numesc coleg Adrian, acum sunt în spital gastrologie, am fost la Moscova și mi-am făcut o leacă arsuri la stomac. Am băut niște sode cu minte, cu kislota, o limonă și țăpânite. N-am știut că așa să prânească și să prânice și nu trebuie. Și nici sodă, sodă trebuia să bei, că oprește aciditatea, dar kislotaua, limonă, e taman rău face. Eu am băut 3 linguri deodată de sodă și am început să simt că mă nec și că mă nedus. Și repede am băgat o leacă de o linguri de kislota, limonă, de capul ăsta. Și după asta n-am simțit și mai bine și ne-am turnat și jumătate de firme masă din intru în mine. Și s-a prinit că m-am spăriet foarte tare și am avut stres și am început să mă nedus. Și a venit salvarea la mine. Și mi-au propus mie sau eu rămân în Moscova, mă duc să plătesc acolo Foica Mesa pentru loc sau să mă duc acasă. Și eu am mers acasă, din tren am venit, de dat când am venit am chemat salvarea, prima, două, a treia salvarea și mi-a zis să mă duc la policlinică. Eu când m-am dus la policlinică la mine acolo, dolești peci, peci de ceva, unul ce, și îi zic, chemați, vă rog frumos, cineva pe doctor. Și nimeni nu ne reacționa, nici reception acolo, doamna Lilia asta, nimeni. Dar pe ei, nu, zic, ei nu știau că ești nevăzător sau nu te cunosc, știam, sau de ce nu reacționau? Ei știu, dar spre pașeu că nu mă văd. Pe mine că odată când am avut un caz, când ajutam lui Fiodor atunci lucru, atunci am ajutat să fac certificatul de invaliditate, ei nu au vrut să ne ajute nici, au zis că las după el în altă policlinică și eu atunci m-am adresat la Ministerul Sănătății cu plângere, am privință la cei că ei nu vor să-i ajută, măcar că persoana și eu fost scris în mine după lege cum trebuie. Și ei acum au început să ne как бы, мстить, cum să se spune. Se răzbună, se răzbunau pentru că le-ai făcut atunci probleme. Da, și doamna Lilia îți face că nu m-au auzit pe mine. Да я вот зык, аж они щет, к нам будут смотреть, куда он сошел. Зык, не не рвши, я у яка шесть зыли теперь ну манен. Вот кимат сварок фрумос доктор, сам пак не индритали, к салвари вот зык пер индритали, ну платит сама приняс. Да, да чини дам на лиле, и шеф аспитал луи сау, и медику де фамилии. Я и медику де фамилии. Ой, я и медику де рецепшн, я и ну и медик. А, дар, дар, регистратура да, acolo, да. Да, шедешь и acolo și платежки стат щаба, ты ну паши никак. Да, ши остаяны, ши... Я отмечу, я сунат на министер санатеции, когда нам азут ними ну мяжу, у меди считает стрек. У на нем зыска медику тело, ши иду поняза, штяп иду по массу. Да я лавара лоб дымняца, а мне идла дышка, и вот это наптик нам салварит. Не им кунел, не инума по фаворина ж с душев, и ну плюс моей перендритари. Dar și... cum așa nu paste ei? Dacă ai chemat ambulanța, înseamnă că e un caz de urgență. Cum să nu te ia ambulanța pentru că îți trebuie trimitere de la medicul de familie? E aberant. Te duci la medicul de familie când nu e o urgență. Dacă ai chemat urgența, nu-ți mai trebuie trimitere de la medicul de familie. Vezi că oamenii ne-au lămurit așa, Oleg, noi putem să te trăim la salvare și pe noi să ne întoarcă înapoi de atâta că tu nu mări, tu nu pierzi cunoștință, numai în cazul ăsta ei poate. De ce ei considerau că nu e caz de urgență? Da, ei considerau că nu este caz de urgență, dar la mine, acum deja s-au găsit că la mine și nevrozul s-au primit, distania asta, că vasele se micșorează, se fac mici și greu de răsuflat și slărot greu ajunge la cap, înțelegi cum? Și asta ia nu. Bine că n-ai făcut un ulcer ceva. Asta din, nu, nu știu ce am făcut, dar știu că am fost în foarte mare panică. Și nini a zis, nie să mă duc acolo. Și eu atunci, șezând în policlinică, chem, sun la șef de, este așa linia verde, 022 72 10 10, e pe toată Republica Moldova. Dacă cineva nu știe cum să apere dreptul și dacă medici își calcă dreptul lui, ar trebui să sună la numărul acesta și să jelă. Un telefon de încredere la Ministerul Sănătății, da? Eu îi spun, uitați, că ne-a fost atât noapte rău, salvarea nu mai e, că spune că trebuie îndreptare. Eu
sunt persoana nevăzătoare, sunt persoana singură, pentru că dacă eu mă nădoș acum în casă, nimeni n-are cine să vie la mine și să-mi cheme salvare, înțelegi cum? Ia ca în și era cel mai mare pericol, înțelegi cum? Dar eu am venit la policlinică și nimeni nu ne ajută nimeni. Și el îmi spune, dacă nu e medicul de familie, trebuie și șefa secției, șefa policlinicii. Da, doamna Lilia și mă mișinește și îmi spune, nu e doamna șefa acum, dar cealaltă de la, dar medicul cealaltă de la sănătății, ministerul îmi spune, nu poate și să nu știe. Dar alți oameni au văzut că mă mișinește și îi spune el ora. De ce îi spuneți minciuni că persoana dată e că și doamna șefa nu mă și o trecut? Așa e tot mai ignorat în mine și nu mi-a acordat ajutor, Natalia Iacov, familia ea. Și asta e și atunci când am chemat eu salvare, au venit salvare și e așa că o supărat, dar și ne-au chemat salvare, știi? Și atunci eu deja am zis, eu vorbesc cu Ministerul Sănătății la salvare și i-am zis, că dumneavoastră ați spus că nu puteți să mă luați fără îndreptare. Dar medici nu pot să îndreie îndreptare, spun că trebuie să aștept medicul de familie. Și atunci dar au început să răzbelească și șeful a zis, dacă nu există, nu șeful, dar Ministerul Sănătății, medic și ala, dacă nu există medicul de familie, înseamnă șeful policlinicii trebuie să dea comandă la orice medic să-mi facă neîndreptare. Că nu poate să nu știe așa ceva, dar salvarea spune, dar noi nu putem să-l luăm pe dânsul să facă neîndreptare, fiindcă voi trebuie să-i dați carta. S-a prinit o ceartă acolo, dar oricum a chemat pe medicul de familie și ne-a făcut nie îndreptarea aceasta. Eu am ajuns în spital, deja, slavă Domnului, și acolo la mine medicul e foarte bun, că mă lecuiește pe mine. Eu și am fost și stresat și spăimântat și... A, mă și mă duc eu aici, bine. Dar și la mâncare. Și la mâncare cașa. Ai, pe urmă să mă duc. Și iaca cum s-a prinit cazul ăsta. Doamna Lilia, și e de mult, e вообще foarte nu frumos vorbești cu persoanele date și nu știu eu. Eu am vrut să tac, dar zic dacă eu acum să tac, alți oameni a să cadă în situația asta și nu să-i ajute nimeni. Sau chiar cu dumneata o să repete când o să ai urgență și mai mare. De-am una să mai repet că eu să termin în spitalul ăsta și să mă duc direct la ministru, doamna Viorica Dombrăveanu, și să mă duc din acolo până când n-a s-o scoat pe dânsă de la punctul de recepție. Că ei nu prima dată ne-au făcut acest caz și dacă ei nu reacționează, dacă când dânsă eu sunt persoană nevăzătoare și ei știu precis că eu n-am pe nimeni, cine în casa mea putea să-mi facă mie ajutorul șeală și nici. Dacă la mine și vecinii nu s-a aproape de tot că eu casa am aparte. Și eu s-o pot că este o situație extraordinar de grea. Și nu știu, am fost foarte șocat de asta. Bun, Oleg, du-te și mănâncă. Nu înțeleg ce fel de masă aveți voi acum la aproape ora 12. Prânzul sau dejun? Asta e... Uite, dimineața dau pâine cu unt, da, și ceai, da. Dar pe oarele 11-12-10 dau cașa. Sau ceva acolo. Pe urmă, la abiet, la ora 2 dau acolo. Am înțeles. Niște felul 1, felul 2, dar la și 7 dau deja mâncare cinele. Am înțeles. Bun, fă-te bine, mulțumesc pentru mărturie. Îți amintesc că am înregistrat discuția asta ca să o facem publică, da? Sper că... Da. Da, știi. Trebuie de făcut. Da, trebuie de făcut și las Ministerul Sănătății să ocupe cu cazul acesta. Corect. Hai, poftă mare și însănătoșire grabnică. Mulțumesc.